Constantin Pașol și îmi face plăcere să fiu alături de după, în această după-amiază alături de dumneavoastră, români de pe ambele maluri ale Prutului. Așa, după cum știți, anul acesta evocăm centenarul Marii Uniri. Pe 27 martie 1918, românii s-au unit cu românii. Autoritățile din județul Argeș, iar astăzi cele de la Mioveni, marchează acest moment istoric al unirii României cu Basarabia. Doamnelor și domnilor, vom asculta în minutele următoare imnul de stat al României, interpretat la pian de un profesor al Centrului Cultural din Mioveni. Basarabiei cu România, eveniment care a avut loc la data de 27 martie 1918. Iată că autoritățile din Argeș îl marchează astăzi cu o zi mai devreme și este bine că se întâmplă acest lucru. Spun că manifestarea de astăzi este organizată de Primăria orașului Mioveni, Consiliul Local, prin Centrul Cultural din Mioveni și Asociația Ordesos. Îl invit alături de mine pe domnul Emil Vlaicu, președintele Asociației Ordesos. Marcăm astăzi un eveniment important din istoria poporului român și anume unirea Basarabiei cu România, care a avut loc la 27 martie 1918. Ca popor român, greu încercat de-a lungul istoriei, avem o responsabilitate, atât față de înaintașii noștri și față de actuala generație, de a punta și transmite mai departe principalele evenimente care au condus la formarea României mari, de a nu uita jertfele înaintașilor și de a aminti tuturor românilor de pretutindeni că suntem împreună, că suntem uniți. Avem alături de noi autorități publice locale și județene, studenți basarabene Universității din Pitești, elevii școlilor și liceelor din Mioveni, cadre didactice, oameni de afaceri și colegi de presă. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și vă propun să facem tot ceea ce ține de noi pentru ca unitatea să fie cuvântul cheie în anul centenarului. Doar împreună putem sărbători cu mândrie și decență centenarul Marii Uniri. Aici, alături de noi, l-am nominalizat la început pe domnul general Constantin Năstase. Este prezent aici. Este omul viu care a avut parte de acest centenar. Vă salutăm și ne înclinăm cu drag în fața dumneavoastră, domnule general. Este fiul de onoare al acestor meleaguri și ne bucurăm că, iată, există în sală aici noi, un om care la vremea aceea a participat la acele momente importante. Este o onoare și o bucurie în egală măsură pentru mine să particip astăzi la acest aniversar în zi de sărbătoare, alături de dumneavoastră la această acțiune de suflet, la acest moment de suflet pentru toți românii, organizat de autoritățile din Mioveni, de Consiliul Local, Primărie și Centrul Cultural din Mioveni. Iată, sărbătorim 100 de ani de la unirea Basarabiei, a teritoriului dintre Prut și Nistru, cu picioarele muiate în Marea Neagră și cu fruntea umbrită de codrii Bucovinei, cum descria foarte frumos Bogdan Petricei cu HD-ul, această provincie românească, care a fost prima în anul de grație, în anul de suflet al românilor 1918, care s-a unit cu patria mamă. Aș vrea și eu să-i aduc mulțumirile mele domnului general de brigadă în retragere, profesor
Constantin Năstase, pentru că este un exemplu viu, un exemplu demn de urmat. Domnia sa și generația domniei sale au luptat pentru apărarea integrității teritoriale și a suveranității statului român. Așa cum vă spuneam, românii au dorit dintotdeauna să locuiască în granițele acelui stat, însă contextul internațional nu le-a fost favorabil întotdeauna. Avea să le fie dat românilor în 1916, atunci când au trecut Carpații, să treacă de la extaz la agonie și apoi din nou de la agonie la extaz în doar 2 ani, de la trecerea Carpaților să fim forțați să ne retragem pentru a apăra teritoriul național, să pierdem bătălia de pe Argeș-Neajdorf pentru București, să fim forțați să ne retragem în Moldova, însă cu toate acestea, în anul 1917 la Mărăși, Mărășești și Oituz, românii au pus Europa în fața faptului împlinit, așa cum o mai făcuseră și la 1859 sau între 1877 și 1878. În anul 1918 și datorită contextului internațional a Revoluției de la Petrograd, dar și aplicarea principiului de autodeterminare pentru românii din Basarabia, iată, după ce românii în Basarabia își aleseseră un sfat al țării, un consiliu al directorilor care să-i reprezinte, își proclamaseră în decembrie 1917 o Republică Democratică Moldovenească, Republică Moldovenească care la 24 ianuarie 1918 și-a proclamat independența și care, iată, la 27 martie pe 9 aprilie 1918, sfatul țării ca organ reprezentativ al românilor, avea să hotărască unirea pe vecie a Basarabiei cu România, practic o unire la care asista și primul ministru al României la data respectivă, Alexandru Marghiloman, care era sosit cu o zi înainte la Chișinău. Trebuie să mai fac mențiunea înainte de a încheia că România Mare nu este rezultatul unei bătălii, nu este rezultatul unui tratat anume, ci este rezultatul voinței naționale a românilor în cadrul marilor adunări naționale de la Chișinău din 27 martie, de la Cernăuți din 15 noiembrie și, bineînțeles, de la Alba Iulia. Închei printr-un mesaj de unitate. Dacă Mihail Cogălnicianu, referindu-se la unire în 1848, spunea că aceasta este cheia de boltă fără de care s-ar prăbuși întreg edificiul național, cred că și nouă astăzi ne revine acest simțământ patriotic. Trăiască statul național unitar român! Vă mulțumesc! În momentele următoare o să invit în scenă doi tineri de dincolo de Prut. Ei se numesc Elena Carabet, studentă la jurnalism la Universitatea din Pitești, și colegul ei, Nicolae Gorobică, student la istorie. Centenarul Marii Uniri simbolizează pentru noi, basarabenii, identitatea, unitatea națională și limba română. Faptul că suntem aici împreună, români de pe ambele maluri ale Prutului, este o constatare că Marea Unire, înfăptuită de sfatul țării, nu a fost în zadar. Cum sângele apă nu se face, așa și un hotar nu poate desparte un neam cu aceeași identitate, limbă și tradiție. Iuliu Maniu spunea, nicio jertfă nu este prea mare când este pentru neam și adevăr. Pentru noi, Marea Unire a Basarabiei cu România înseamnă conștientizarea neamului românesc, iubire și respect. Mulțumesc! Ce înseamnă pentru Basarabie și basarabieni acei ani în care a fost în componența României Mari? În primul rând, țăranii basarabieni au primit pământuri în funcție de ceea ce avea comuna respectivă. Li s-a dat gratuit peste 6 hectare de pământ arabil, pădure și imaș. Basarabienii pot învăța în limba maternă, cea română. Pot tipări cărți, în grafie latină, pot edita ziare. Tot în acea perioadă s-au construit foarte multe școli și edificii de cultură. Grație perioadei române am scăpat de experiențele bolșevice care au venit la noi mai târziu. Dar asta a ajutat foarte mult. În fine, nu ne limităm doar la asta. Biserica din Basarabia, ruptă din trupul României în anul 1812, a revenit la ortodoxie. De astfel, după mai bine de 100 de ani, basarabenii ascultau slujbele în limba română
își rostau rugăciunile, își botezau copiii și își petreceau apropiații pe ultimul drum în limba strămoșilor. Vă mulțumesc! Onorată asistentă, dragi elevi și studenți basarabeni, primul rând vă mulțumesc că sunteți prezenți astăzi la Mioven. În al doilea rând, mă bucur că suntem împreună și marcăm cei 100 de ani de istorie, de istoria noastră. Îi mulțumesc pentru prezența special domnului general în rezervă Năstase, pentru că este o dovadă vie, dar este un om care și-a lăsat ampreta în orașul Mioveni, cred că în județul Argeș și pentru generațiile tinere, prin înființarea Muzeului Etnografic, care este parte din trupul dumnealui, 50 de ani de activitate, care este, va fi și va rămâne generațiilor următoare. Mă bucur că în sală sunt elevii al unităților școlare din Mioveni. Ei sunt generația de astăzi și de mâine, care va duce mai departe inclusiv istoria, dar și realitatea și probabil unitatea între Basarabia și România. Te binecuvântez, iubită Românie, țara bucuriilor și durerilor mele. Frumoasă țară, care ai trăit în inima mea și ale cărei cărări le-am cunoscut pe toate. Frumoasă țară, pe care am văzut-o întrecită, a cărei soartă mi-a fost îngăduit să o văd împlinită. Fii tu veșnic îmbelșugată, fii tu mare și plină de cinste, să stai veșnic falnică printre națiuni, să fii cinstită, iubită și pricepută. Este un pasaj la care eu personal țin foarte mult și face parte din testamentul reginei Maria a României. Important pentru noi este, evident, să apreciem, să comemorăm, să punctăm marile evenimente ale neamului, dar la fel de important este ca fiecare generație dintre noi și aici de față și toate generațiile să facă ceva pentru România, pentru cetățenii României, pentru neamul acesta românesc. În toate locuțiunile spuse până acum se spunea că trăiască unirea României mari, trăiască România mare, să ne vedem uniți. Eu închei prin a vă spune să fim uniți, trăiască România în comunitatea europeană, suntem și vom fi uniți în diversitate în comunitatea europeană, dar să nu uităm un lucru important, să ne ținem de neamuri. La mulți ani! Universitatea de stat din Pitești este onorată să participe alături de principalele instituții culturale din județul Argeș la evocarea Unirii Basarabiei cu România. După cum probabil știți, aici mă adresez în principal elevilor de liceu, la universitatea noastră există și o facultate de istorie, o facultate care de-a lungul timpului a produs cadre didactice și personalități de valoare. Colegul Cornel Popescu, directorul Muzeului Județean, este unul dintre absolvenții noștri și fost student al meu. De altfel, el a și evocat în câteva cuvinte principalele momente care au jalonat apariția statului român unitar, evidențiind importanța unirii Basarabiei cu patria mamă. N-aș mai spune decât faptul că trebuie să îi prețuim la adevărata lor valoare pe basarabeni. Gândiți-vă că în 1916, atunci când România a intrat în război, speranța aceasta a lipirii Basarabiei la patria mamă era încă una îndepărtată, pentru că noi am fost aliați ai Antantei, iar Rusia țaristă făcea parte din Antanta, deci era vorba doar despre un deziderat de viitor, dar spunea colegul Cornel Popescu, grație contextului internațional am trecut de la extaz la agonie, apoi din nou la extaz și pe fondul destrămării Imperiului Țarist s-a putut realiza unitatea aceasta națională. Spuneam că trebuie să-i respectăm pe basarabeni pentru că, gândiți-vă, veneau în 1918 după 106 ani de stăpânire țaristă. Regimul până în 1828, de la 1812, a fost unul relativ normal, după care
începând de la țarul Nicolae I, supranumit și jandarmul Europei, politica de rusificare a atins culmi nebănuite. Și totuși, în 1917, 1900, și la începutul 1918, mișcarea aceasta de redeșteptare națională în Basarabia, de asemenea, a ajuns la climaxul său. Tocmai de-aia, astăzi, când îi judecăm pe basarabeni, trebuie să ne gândim că au stat 106 ani sub dominație țaristă și mai bine de o jumătate de secol sub dominație sovietică. Lucrul acesta nu este deloc ușor și cred că după atâția ani să încă să-ți mai păstrezi conștiința națională deja este o mare performanță. Domnule general, ce le-ați transmite generațiilor acestea la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România? În adevăr, am mare afecțiune față de populația din Basarabia. Cu atât mai mult că am neamul din Basarabia. Chiar și postul mitropolit al Ardealului era basarabean, Antonie Pămădeală, cu care sunt rudă de papul dânsul. Transmit populației din Basarabia că sunt alături de această comunitate și doresc ca în cel mai scurt timp să se facă adunare, să facă împrățirea în cadrul patriei lume și în cadrul Uniunii Europene. Doresc mulți ani și sănătate celor care au venit în Basarabia. Vor sosi imediat aici, în fața dumneavoastră. Mai întâi din Basarabia, Nicu Mâță este prezent și intră în scenă chiar în momentele acestea. Să-l primim cu aplauze. Basarabia se unește cu România. Din Maramureș, Paul Ananie sosește aici, la Mioveni Argeș, artist cunoscut în țară și peste hotare. Și, cum era firesc, o gazdă, un argeșan, îl numim pe Gabriel Dumitru, pe care îl invităm în scenă. Doamnelor și domnilor, moment artistic susținut de acești trei invitați speciali. Ne dorim din suflet ca acest vis, care a fost acum pe 27 martie, acum 100 de ani, așa nume unirea Basarabiei cu România, să se repete. Ne-ar plăcea din suflet, iar noi am încercat o unire prin cântec, alături de colegul nostru din Basarabia și am venit să vă aducem cântece de pe plaiurile fiecăruia și câteva cântece mai speciale, dacă vreți să spunem așa, cântece din Valea Nistrului, despre care poate să vă spună Nicu mai multe cuvinte. Mă bucur să ne întâlnim și să ne vedem mai ales în această formulă. Este vorba despre niște cântece din Valea Nistrului, este zona Sorocii, este zona Rezinei, acolo se cântă într-o manieră deosebită, oamenii cântă pe voci. Probabil este o influență slavă, în schimb cântecele au o frumusețe aparte a melosului, melodia și mai ales metafora. Dacă permiteți, eu o să vă zic niște versuri de acasă și cu siguranță dumneavoastră le cunoașteți și sunt cam așa. Din Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de Prut, vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi și vă sărut. Bună ziua, vă spun și eu, mă bucur din suflet că astăzi am poposit aici pe Meleaguri Argeșene, alături de colegii mei și sunt onorat
că astăzi au acceptat invitația. Felicit din suflet organizatorii, pe voi, dragi copii, studenți, elevi, pentru că participați. Să știți că este un eveniment foarte important în care noi ne dorim unirea principatelor și ne dorim ca Basarabia să fie alături de noi. Și pentru început am pregătit un cântec a capela. Sperăm să vă regăsiți. De la Cernăuț la vale, de la Cernăuț la vale, s-a făcut o trecătoare tinerețea mea. Trecătoare printre brazi mai, trecătoare printre brazi, trece trenul cu soldați, tinerețea mea. Să te ai,